Evenimentul a luat naștere la inițiativa societății civile. Suntem oameni din diferite domenii de activitate, astfel încât ne-am gândit că, ani de zile, cetatea nu a fost promovată în parametrii optimi. De aceea, la o cafea, am luat această inițiativă, astfel încât, de la, eu știu, un incipit oarecum restrâns, am ajuns la ceea ce vedeți astăzi. Copii, părinți, adulți, toți ne-am strâns cu un singur gând, pentru a promova ceea ce este un simbol al orașului Giurgiu, cetatea. Așa cum se impune, bineînțeles, resursele materiale ne-au pus probleme încă de la început, însă am întâlnit oameni cu suflet mare care ne-au sprijinit pe parcurs și am reușit să creăm ceea ce ne-am dorit. Evenimentul se va desfășura pe parcursul a 3 zile, vineri începând cu ora 5 până duminică la ora 10. Vor fi activități care se vor desfășura pe ateliere cu copii de toate vârstele, instructive educative, bineînțeles, activități sportive. Vor fi de altfel și activități artistice, cântec, dans, poezie, teatru. Noi, dorindu-ne ca această acțiune să fie în primul rând culturală și, bineînțeles, și educativă. Da, vreau să mulțumesc și eu tuturor celor care ne-au fost alături. Vreau să-i mulțumesc domnului doctor Cosmin Georgescu, care ne-a susținut din principiu. Vreau să-i mulțumesc domnului Gheorghe Gheorghe, care a pictat o poartă foarte frumoasă la intrarea în cetate. Toată lumea care a fost alături de noi au fost oameni voluntari, oameni care au făcut, din timpul lor, au făcut ce au putut pentru această acțiune. Alături de noi sunt oameni din toate domeniile de activitate. Toți am încercat să ne îmbrăcăm medieval, să demonstrăm că se poate. Vreau să-i mulțumesc și doamnei Dunia Pălângeanu, pentru că prin dânsa am luat legătura cu niște oameni foarte de treabă din Bulgaria, care o să fie sâmbătă alături de noi. Domnului părinte Georgian a fost și dânsul alături de noi și multor, multor, multor oameni care ne-au ajutat cu ce au putut dânsii. Contează foarte mult. Giurgiu, ne bucurăm că sunteți prezenți astăzi lângă noi. O să fim din ce în ce mai mulți în curând. Sper să ne ajute și vremea. Și aș vrea să, în câteva cuvinte, să vă spun care este programul
acestor 3 zile. A fost odată ca niciodată un grup de oameni entuziaști care, ascultând atenți glasul cetății, au hotărât să purceadă pe un drum inițiatic, la capătul căruia, cu ajutoare de nădejde, de la Consiliul Local al Tinerilor și din partea consilierului local Daniela Preda, au hotărât împreună să reînvie o atmosferă adormită de sute de ani. Să zicem că visul lor este ca printre ruinele învăluite de mister să se mai audă câte un foșnet de roche discret, o melodie duioasă, ori câte un zângănit de arme. Astfel, domnițele și cavalerii din Giurgiu, iubitori ai tradițiilor din Evul Mediu, vor încerca prin acțiuni tematice bazate pe creativitate și ludic să vă transpună într-o lume de zbază. Cuvântul de poveste ne spune că manifestările se vor desfășura între 29 și 31 mai sub emblema Sărbătoare în cetate, iar programul va fi plin de spectacole de muzică, dans, teatru, lupte cavalerești, ateliere de lucru, plus multe alte activități instructive, educative, dar și recreative, destinate atât celor mici, cât și celor mari. Vor fi puse la bătaie toate resursele pentru a ne reuși o evadare din convențional, spre a vă încânta cu o lume pierdută, dar recreată și adaptată la împrejurările sociale și istorice contemporane. Iar la final, vă veți veseli și vă veți bucura alături de oamenii cetății, căci experiențele inițiatice la care veți lua parte își propun să demitizeze rigorile impuse de o anumită majoritate, să valorifice potențialul creator și să revitalizeze o perioadă de mult apusă. Dați-mi voie să încep prima dată cu o mândrie a orașului nostru. Fetița care se numește Giulia Tabără are numai 8 ani și de curând s-a întors de la Festivalul de muzică ușoară San Remo 2015 și nu s-a întors cu mâna goală, a câștigat și locul întâi și trofeul San Remo Junior. Toată presa italiană a scris despre Giulia, ea fiind singurul copil din România care a ajuns la acest festival de muzică și culmea de la noi din Giurgiu. Are foarte, foarte multe concursuri, premii, dar San Remo de anul acesta este încununarea, să zicem, carieră la numai 8 ani. Ce să ne cânti în San Remo?